astăzi pentru câteva minute să scot psihiatria din ceea ce era acolo scris în program, în cămașă de forță. Din păcate, este în cămașă de forță în mințile noastre, prin educația pe care încă o mai primim. Sigur, mi-a plăcut psihiatria, mi-a plăcut ce înseamnă, știu eu, hipnoza, mi-am pus foarte multe întrebări vis-a-vis de secretele creierului, mi-am pus întrebări vis-a-vis de stările de meditație sau de extaz sau ce se întâmplă în timpul rugăciunii, dar gata, am ajuns în clasa a 12-a, o zi frumoasă în care noi ne gândeam la ce schimbări vor veni în viața noastră, schimbări care însemna să mergi la facultate, să te desparți de prieteni, să-ți faci alți prieteni, dar hop, se deschide o ușă. Și cine credeți că intră? Tovarășa ministră a învățământului. Foarte sobră, cu o grămadă de oameni importanți, politici și, bineînțeles, câteva întrebări de cultură generală, prin care ea a încercat să dovedească ce cultură are. Tovarășul elev, unde vrei să dai? Tovarășa ministră, știți, aș vrea să dau la medicină. A, la medicină, la facultatea tehnică, toți vreți medici, toți vreți să fiți ingineri. Dar după ce ai să termini facultatea, ce ai vrea să faci? Ce specialitate vrei să alegi? Ăsta a fost momentul care a zis, Sandule, trebuie să faci psihiatrie. Vă mulțumesc că cor cu mine și după 25 de ani de psihiatrie, dar vreau să vă spun că după ce am terminat facultatea, în pofida tuturor părerilor și sfaturilor avute de la familie, de la părinți, totuși am reușit să fac psihiatrie. Dar vreau să vă spun câteva, două cazuri care de fapt au fost la începuturile mele de început în psihiatrie, care practic într-un fel sau altul mi-au influențat modul de a gândi și de a acționa în psihiatrie. Sigur, în prim caz, am fost invitat, s-au rugat să fac parte la un proiect împreună cu o organizație neguvernamentală din Anglia, în care să fiu voluntar într-un spital de psihiatrie de cronici din județul Suceava. Bine, nu mi se permitea, nu știau aia ce e voluntariatul, ce e... Și m-am dus. Și am avut o șansă să întâlnesc un coleg medic psihiatru din Anglia și deoarece în discuțiile noastre de foarte multe ori apărea cuvântul bolnav irecuperabil, bolnav cu care nu mai putem face nimic, colegul mi-a propus un mic proiect în care să iau 10 pacienți considerați de mai mari psihiatrie ca fiind irecuperabil și să încercăm cu o medicație care exista și la noi pe piață, dar dată într-o doză și într-un ritm adecvat, să vedem ce se întâmplă. Printre cei 10 pacienți am ales o profesoară, o știam încă din liceu, o profesoară care era în salon de incontinenți. O persoană care chiar avea aspectul de persoană irecuperabilă. Nu se mai îngrija, nu se mai pieptăna, nu mai vrea să ia masa, nu mai avea importanță cu ce se îmbracă și cum arată, pentru ea nu mai avea importanță nimic. Sigur, după câteva săptămâni de tratament, administrat în dozele și ritmul pe care ni le-au arătat cei din Anglia, persoana respectivă a început să arate altfel, să revină treptat, treptat în lumea reală, să arate mai bine, să se pieptene, să se spele, să comunice cu cei din jur, până când într-o zi am observat-o foarte tristă. Și am întrebat-o, doamna profesoară, dar de ce sunteți tristă? Mai aveți poate puțin și lucrurile se vor îndrepta și ne putem întoarce acasă. Sigur, eu fiind cu entuziasmul unui medic tânăr psihiatru. Răspunsul ei însă m-a copleșit. De ce? Domnul doctor, m-ați adus într-o lume reală, așa zisă, normală. Dar unde să mă duc acasă, că eu nu mai am casă?
Unde, care familie se mai interesează de mine? Pentru că eu nu mai am familie. Soțul a divorțat, copiii nu mă mai vizitează de ani de zile, locul de muncă l-am pierdut. Care este lumea reală în care m-ați adus? După câteva săptămâni, a comis și suicidul. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare chiar este suficient numai să pui un diagnostic și să dai un tratament bun? Sau trebuie să facem mai mult pentru aceste persoane? Dar să trecem la al doilea caz, tot în perioada respectivă, că așa mi-a fost dat. Englezii mă invită să mă duc la Varșovia, unde avea loc o conferință a pacienților din câteva țări europene, bolnavi de boli psihice. Sigur, obligația mea era să iau doi pacienți cu mine și eu, care eram așa mai perspicace, hai să iau un pacient care să știe limba engleză, fost profesor de limba engleză, și un pacient care să știe limba polonă, pentru că poate mai aflam și alte lucruri din ceea ce vorbeau ei acolo. Sigur, distanța lungă, cu trenul, Suceava, București, București, Varșovia, la București, profesorul de engleză, știți, domnul doctor, eu nu mai merg. Aoleu, dacă ăsta deja la primul peron mă lasă, ce să fac cu al doilea? Dar mi-am adus aminte că mi-am pus câteva medicamente și în valiza mea și în caz de ceva voi acționa. Toate bune și frumoase, multe peripeții și acolo. Într-o seară, o seară de socializare, acest pacient pe nume Bolek, pentru că mi-a permis să-i folosesc numele ori de câte ori voi avea prilejul, mă întreabă, domnul doctor, pot să spun și eu o poezie? Și zic, Bolek, dar tu scrii poezii? Da, domnul doctor, scriu o poezie, dar știți, lumea în sat tot timpul râdea de mine, mă ducea la crâșmă, dădeau de băut, eu începeam să recit, să fac, să dreg, și atunci nu mai spun la nimeni că scriu poezii. Și bineînțeles că Bolek a spus o poezie, a spus-o în stilul lui, într-un stil în care a impresionat pe cei din jur și, în primul rând, pe mine, pentru că, deși era un pacient dificil, cu repetate internări pe la spitale de psihiatrie, din Iași, Suceava, București și așa mai departe, eu de-abia acolo, la Varșovia, am aflat că el, de fapt, scrie poezii. Mai mult decât atât, ne-am întors acasă, am făcut împreună o fundație, bineînțeles și cu englezii, fundație în care, împreună cu pacienții, am încercat să schimbăm ceva din cursul vieții lor. În această fundație avem un cenaclu, Floare de Colț, avem o revistă, oamenii se întâlnesc, pacienții își pun poeziile, poveștile lor de viață. Bolek, este la patra carte de poezii publicată. Bolek a avut norocul să dea mâna cu președintele Poloniei când a vizitat mica comunitate din Poiana Micului, unde el trăiește. Bolek a primit o bursă la Varșovia și a învățat să facă sculptură. Acum stă și sculptează la Cacica, cine vizitează Cacica poate să-i vadă sculpturile în salină, și Bolek este alt om. Și sigur că asta înseamnă și a însemnat ceva. A însemnat că noi profesioniștii trebuie să facem lucruri în plus pentru ei. Nu să punem un diagnostic sau să le dăm un simplu tratament. Sigur că nu numai ei au putut să facă aceste schimbări și în comunitate, prin campania antistigma, ci și noi, profesioniștii, a trebuit să fim alături de ei. Rezultatul acestor campanii a însemnat în scurt timp să putem numi un beneficiar în Consiliul de Administrație al Spitalului, prin Consiliul Local. Acest beneficiar, după câțiva ani de zile, a devenit președintele Organizației Europene de Supraviețuitori ai Spitalelor de Psihiatrie. Și-au dovedit că beneficiarii pot avea o voce în lucrurile care le afectează viața. Noi, profesioniștii, am încercat să schimbăm aspectul spitalului, să-l aducem în condiții în care omul cu adevărat să se simtă respectat. Condițiile au fost îmbunătățite, am acceptat modelul spitalului cu ușile deschise, pacienții noștri sunt liberi să iasă în comunitate atunci când o doresc. Și nu numai atât,
Nu am uitat niciodată ceea ce mi-am propus. Aceea că nu este mai important să știi să pui un diagnostic corect. Că nu este important numai să faci un tratament corect. Trebuie să vezi mai departe ce faci cu acel om. Să te gândești că în fața ta nu este o boală, ci un om. Nu este un simptom, ci un om. Și că acest om, o echipă bine pregătită, poate să-l ajute să se reîntoarcă acasă, în comunitatea lui, în familia lui și nici de cum să fie în continuare văzut un marginalizat sau un izolat. Sigur că acest proces de reabilitare psihosocială este un proces complex. Ea oferă oportunitatea persoanelor cu tulbure psihice de a fi respectați, încurajați și ajutați în efortul lor de a avea o viață normală. Au permisiunea de a trăi în comunitate și de a se bucura de viața socială în ritmul lor propriu. Le oferă posibilitatea de a munci, de a se simți utili și responsabili. Și poate un lucru foarte important, șansa de a contribui la starea de bine a întregii comunități. Sigur că noi la nivelul spitalului am încercat să dezvoltăm ceea ce este mai bun în acel om, dând deoparte boala. Să încercăm să recuperăm acele abilități profesionale restante. Să-l reînvățăm să muncească, să gândească și să dorească ceva de la viață. Să fie, să se simtă util, să se simtă responsabil. Să se simtă iubit de cei de lângă el și nici de cum ostracizat, marginalizat, izolat, care nu face altceva decât să întrețină starea de boală. Aceste ateliere pe care noi le-am dezvoltat în cadrul Spitalului de Psihiatrie, plus expozițiile care le făceam în comunitate, au permis, pas cu pas, să realizăm acest lucru. Sigur că noi ne propunem pentru viitor și alte proiecte de întreprindere sociale, să depășim momentul alternativelor comunitare simple de simplă asistență medicală, ci să ne gândim și la acelea de suport social, în care omul să-și găsească un loc de muncă sau eventual o locuință protejată, în care să se simtă respectat și util. Să nu fie un simplu consumator de fonduri, ci un contribuabil la fondurile comunității. Și repet, poate foarte, un lucru foarte important, la bunăstarea comunității. Pentru că trebuie să recunoaștem că starea psihică, fizică a fiecărui dintre noi, într-un fel sau altul, așa cum spunea și unul dintre antivorbitorii noi, dinainte, ne influențează. Sigur, suntem în 2014. Din păcate, reforma în sănătate este, într-un fel sau altul, limitată la a trata mușchii și oasele. Din păcate, reforma în sănătate mentală încă se lasă așteptat. O reală reformă, că pe hârtie, să știți că avem foarte multe lucruri bine spuse. Cred că, poate în această seară, am reușit cât de cât să scot sau să vă aduc o alt fel de imagine a psihiatriei, a ceea ce se poate face în psihiatrie, dincolo de cămașa de forță, pe care eu, sincer, nu am văzut-o, decât poate în poze, și atunci când este mai greu, să-mi aduc aminte un citat al lui Brâncuș, care spune că lucrurile nu sunt greu de făcut, este greu să te pui pe tine însuți în poziția de a le face. Și în fond depinde de noi toți să facem aceste lucruri, indiferent de ce fac cei sus. Vă mulțumesc!